Încă din 2008, exact când am început serviciul, că eu asta consider că am venit la primărie ca la servici, nu să-mi zică lumea domn primar. Am asfaltat într-un sat, în satul Poiana lui Stângă, aproape 3 km de drum. Le-am făcut un dispensar, tot în satul Poiana lui Stângă, un dispensar pentru ca să meargă doctorul de familie acolo, că este la o distanță de câțiva kilometri de dispensarul comunal. Și sunt oameni foarte bătrâni și acum merge medicul acolo, le consultă, le dă rețetă, nu mai se duc oamenii la dispensar. Puteți afla mai multe despre investițiile realizate la vânătorii mici în emisiunile informative de luni seară la Valahia TV.